Răzăranu, sunt de acord cu tine. Domnul Titus Ciocurlie a publicat și a republicat de curând un volum numit Mari Corespondențe și mi-a mărturisit că îi pare foarte rău că nu a putut să-l cunoască pe Matei Călinescu. Bănuiesc că pe Ion Bianu îl cunoaște. Nu a citit, bineînțeles, această carte, dar dacă o va citi, sunt sigură că în ediția următoare a volumului Mari Corespondențe îi va dedica un capitol. Despre corespondență, Matei Călinescu spune așa, deci despre genul epistolar. Este o formă matură și densă de comunicare, o prelungire naturală a legăturilor prietenești, un protest calm împotriva destinului, care întotdeauna, mai devreme sau mai târziu, decide despărțirea prietenilor. Este și felul în care prietenii rămân împreună după ce s-au despărțit. Pentru că, de fapt, dincolo de a include această carte în Mari Corespondențe, eu aș include-o mai degrabă într-o carte intitulată Mari Prietenii. Ceea ce te cucerește în această carte este o prietenie așa cum ar trebui să fie orice prietenie. Fără fisură, fără judecarea prietenului, o încercare de a-l susține pe celălalt în fiecare moment, de a-l înveseli. Și atrage atenția Ion Bianu asupra acestui fapt, nu confesiuni care să-l împovăreze pe celălalt, nu indiscreții, dar nici ascunde, ci pur și simplu o împărțire a tuturor celor pe care viața și viața în exil este cu totul și cu totul grea, te face să le trăiești. Întâmplător, când i-am cunoscut pe cei doi, cumva mi s-a intersectat destinul de mai multe ori cu ei, mai întâi la editura Litera, când ei au scos prima ediție a amintirilor în dialog, la România Literară, când au publicat fragmente din aceste amintiri. Dar prima dată când i-am văzut pe amândoi împreună, a fost cu prilejul conferințelor Ateneului. Erau organizate la Ateneu, în amintirea conferințelor interbelice ale Ateneului, iar Matei Călinescu avea de făcut o expunere despre Eugen Ionescu și așa era conceptul conferinței. Încă două persoane urmau să intervină și să comenteze, să contrazică eseul lui. Și atunci am cunoscut pe amândoi la oaltă, cu Matei Călinescu am fost și într-o emisiune televizată despre avantgardă, ne-am înțeles foarte bine, dar aici am văzut pe amândoi la oaltă. Se întâlniseră, erau fericiți că sunt împreună, glumeau unul cu altul, mă amintesc exact și ce cum a făcut eu, care n-am memorie absolut deloc și tot ce e mai vechi de 5 ani riscă să se șteargă cu totul. Dar îmi amintesc cum a făcut. Matei Călinescu avea cravată și eu viața i-a spus bravo, cravată, zice, nu te-am mai văzut cu cravată de la nunta ta. Să vedea că ei că se bucură să fie împreună, să se afle din nou în mijlocul lumii intelectuale românești, pentru că în fond acesta era publicul lor ideal, și să fie ei doi împreună. Cartea m-a tulburat profund. Este o carte cu adevărat răvășitoare. Modelul care apare din ea este al exilatului român. Chiar dacă eu n-am făcut experiența exilului, am avut întotdeauna prieteni în exil cu care am corespondat. Știu exact ce înseamnă să corespondezi, să spui lucruri. Faptul că ei au reușit să nu renunțe la această corespondență arată ceva
despre ei amândoi și despre prietenia lor. Iar figura exilatului român apare așa cum este, cu probleme, cu griji, cu sfârșirea între acolo și aici, unde se află, cu preocupări intelectuale, exact cum a spus și Radu, a povestit, schimbau cărți, tu trimite-mi asta, ai primit ce ți-am trimis eu și așa mai departe, articole și citeau, neapărat să-mi trimis ce-ai scris, după care dădeau reacția la ce scrisese prietenul. Definiții pe care nu le găsești nicăieri ale lucrurilor trăite, cu idei nemaipomenite, idei literare și tot cu o grație, grația celor care îmi fac într-o dată în mod gratuit, doar unul pentru altul. Cumva ca Bastian din Povestea fără sfârșit, m-am simțit uneori trasă înăuntul acestei cărți. Apare, de exemplu, personajul Gelu, este vorba de profesorul Gelu Ionescu, cu care eu mi-am început diploma la facultate despre Thomas Mann. Spun mi-am început pentru că chiar în ianuarie 1983, când mi-am sărbătorit ziua de naștere, au venit niște colegi la mine și Traian Ungureanu mi-a spus: știi că profesorul tău de la diploma a rămas în Germania, parcă, sau nu știu unde a rămas. Zic, nu știu. Deci rămăsesem fără conducător, fără coordonator de diploma, iar când am citit această carte, apare ideea că Gelu Ionescu vrea să rămână în mai multe rânduri. Eu știam foarte bine că nu a rămas până în 83 și așteptam momentul să văd când descoperă și ei că s-a hotărât în sfârșit să rămână și Gelu Ionescu în străinătate. De asemenea, am așteptat cu mare nerăbdare momentul 89. Este incredibil că cei doi și-au anticipat cu câteva luni înainte, prin august, cred, au spus că Ceaușescu mai are maximum 6 luni. Erau mai bine informați și mai aproape cumva de România decât eram noi aici, unde multă lume zicea: nu, aici nu se întâmplă nimic, nu o să se întâmple niciodată nimic. Și așteptam momentul să se întâmple și să văd ce vor spune. Deci, cu toate că noi cunoaștem istoria, aici avem o istorie trăită pe viu, zi de zi, clipă de clipă, cu toate dramele ei, și sunt drame din plin, cu toate tragediile ei, pe care le simți cu maximă intensitate. Este într-adevăr un roman epistolar, așa cum sunt romanele epistolare din secolul XVIII-lea. Știți bine că se făceau din pur și simplu din schimbul de scrisor, deja un roman. Și aici a ieșit romanul Exilului, romanul Prieteniei. Vă mulțumesc foarte mult!